din ordinul lui Nicolae Militaru, generalii Constantin Nuță și Velicu Mihalea au fost arestați într-un tren și urcați în elicopter. În scurt timp, aparatul de zbor a fost doborât, iar generalii au fost uciși. În 1978, generalul Nuțu se ocupase alături de colonelul Gheorghe Trosca de anchetarea lui Militaru. Cei doi ofițeri capturați aveau dovezile măcelului de la Timișoara. Dacă s-a realizat vreodată o sinteză a momentelor Revoluției din 1989, ora 20 a seriei de 23 decembrie ar figura la loc de frunte. Acesta este momentul în care din sediul Ministerului Apărării Naționale se dădea ordinul chemării colonelului Gheorghe Trosca, șeful de stat major al USLA. Misiunea acestuia era ca, alături de alți 11 luptători, să anihileze teroriștii din tufișuri, ascunși în fața MAPN. Ajuns la fața locului, Trosca avea să fie ucis, alături de alți 7 uslași, iar cadavrul său avea să fie decapitat și ținut în stradă vreme de mai multe zile pentru a fi batjocorit. În aceeași zi și la aceeași oră, sâmbătă 23 decembrie 1989, ora 20, un elicopter se prăbușea, doborât de la sol, în apropierea orașului Alba Iulia. La bordul aparatului de zbor se aflau generalul Constantin Nuță, șeful Inspectoratului General al Miliției și ajunctul acestuia, generalul Velicu Mihalea. Punctul comun al celor două evenimente este un nume, Nicolae Militaru, generalul rezervist, abia numit ministru al apărării de către Ion Ilescu. Atât Gheorghe Trosca cât și Constantin Nuță fuseseră implicați în ancheta privind dosarul Corbi, pus pe masa lui Nicolae Ceaușescu în 1978. Dovezile cauzei erau clare. Nicolae Militaru, la acel moment general-colonel cu 3 stele, complota împotriva lui Ceaușescu și spiona pentru sovietici. El era agent sub acoperire al GRU, Serviciul de Informație al Armatei URSS. A fost nevoie de un moment revoluționar pentru ca Nicolae Militaru să conceapă și să-și ducă la îndeplinire planul de răzbunare. 17 decembrie 1989 seara, generalii Constantin Nuță și Velicu Mihalea sunt trimiși de Nicolae Ceaușescu de urgență la Timișoara. Fuseseră creierile din spatele represiunii mișcării muncitorești de la Brașov, de noiembrie 1987, iar în noua situație creată, Nuță și Mihalea erau cei mai potriviți pentru a face curățenie. 23 decembrie 1989, ora 20, la 6 zile de la momentul în care ordonau înarmarea cadrelor de la miliție din Timișoara, cei doi generali se află legați cu o șfoară pe bancheta din spate a unui elicopter. Aparatul de zbor ce trebuia să-i transporte de la Deva la București, unde urmau să fie prezentați ca dușmanii poporului, schimbă cursul neașteptat și misterios. Urmând direcția opusă celei stabilite inițial, elicopterul se prăbușește în zona dealului Mamut, de lângă localitatea Alba Iulia. Fusese doborât de militare de la sol. Aceștia primiseră ordin să tragă în orice aparat zburător care se apropia de oraș, pe motiv că ar fi vorba despre teroriști. Trupurile celor doi generali au fost carbonizate. Dar cum a început totul? În seara de 17 decembrie 1989, generalul Constantin Nuță, trimis de urgență de la București, dădea ordinul începerii represiunii de la Timișoara. Potrivit generalului Gheorghe Diaconescu, fostul procuror general al României, decizia trimiterii lui Nuță la Timișoara a fost luată de către Elena Ceaușescu. Să se ocupe Nuță, că ăla-i mai drăcos, ar fi spus aceasta. Mărturia lui Diaconescu apare în cartea istoricului Alex Mihai Stonescu, Interviuri despre Revoluție. Ajuns la fața locului, Constantin Nuță decide înființarea 8 dispozitive mobile, compuse din ofițeri și subofițeri de miliție, completate cu subunități de la trupele de securitate. Fiecare dispozitiv de luptă cuprindea între 25 și 30 de cadre. Acestea au primit ordinul de a funcționa 24 de ore din 24, organizate pe schimburi. Instrucțiunile erau clare, se pregătea un adevărat măcel. Generalii Constantin Nuță și Velicu Mihalea le-au cerut trupelor să tragă fără somație asupra tuturor celor care participau la demonstrații până la împrăștierea mulțimii. Potrivit rapoartelor oficiale, 43 de persoane au fost ucise pe străzile Timișoarei în noaptea de 17-18 decembrie 1989. A doua zi de dimineață,
Elena Ceaușescu, rămasă la conducerea țării odată cu plecarea soțului în Iran, hotărăște incinerarea cadavrelor celor împușcați. Dispoziția este transmisă omului de încredere, același general Constantinuță, cel care își demonstrase abilitățile în domeniu cu ocazia represiunii mișcării muncitorești de la Brașov de noiembrie 1987. Ordinul Elenei Ceaușescu este recepționat la Timișoara. Generalul Nuță îl trimite pe colonel Ion Baciu de la miliție, secundat de controlorul de cimitire Gheorghe Ganciu, să inspecteze crematorul uman Cenușa. În paralel, autobaza Comtim este solicitată să trimită în cursul serii o autoizotermă de mare tonaj la morga Spitalului Județean Timiș. Cele 43 de cadavre sunt încărcate în jurul orei 23, apoi autovehiculul pornește spre București. Traseul și toate instrucțiunile ulterioare sunt transmise prin telefon de generale Nuță și Mihalea, rămași la Timișoara. Autoizoterma se oprește într-un refugiu situat la kilometru 36 pe autostrada București-Pitești. O echipă de ofițeri condusă de colonelul Ion Baciu, șeful direcției economice din IGM, prea coletele, așa cum fusese instruit telefonic de generalul Constantinuță. După schimbarea numerelor de matriculare, autovehiculul este direcționat către crematorul Cenușa, unde cadavrele sunt incinerate. Acțiunea de incinerare a cadavrelor a primit numele de cod Trandafirul. Alături de generalii Nuță și Mihalea, la ștergerea urmelor masacrului a participat și Emil Macri, șef al Direcției Contrainformații Economice din Departamentul Securității Statului. După rezolvarea cadavrelor, Nuță și Mihalea își procură buletine de identitate false cu ajutorul lui Traian Cosma, un capitan de miliție care ulterior a fost promovat în funcția de șef al Direcției de Evidență Informatizată a persoanei din județul Timiș. Cei doi generali se îndreaptă apoi spre Arad. Aici conduc operațiunile de reprimare din zona hotelului Park, soldate cu moartea a 19 persoane. La 23 decembrie 1989, generalii Nuță și Mihalea, tixiți cu probe privind operațiunile desfășurate în cele două orașe din Banat, iau trenul de la Arad spre București. În după amiaza aceleia zile, șefii miliției din Deva primesc un telefon de la Arad, prin care li se comunică faptul că în rapidul Pannonia 22 se află doi generali care trebuie reținuți. Ordinul fusese dat chiar de la Ministerul Apărării, la șefia căruia Ion Ilescu îl instalase cu o zi înainte pe generalul Nicolae Militaru. Milițienii hunedoreni primesc numărul vagonului și locurile unde se află Nuță și Mihalea. În câteva minute este luată hotărârea ca generalii să fie interceptați și arestați pe traseul spre București, în gara Simeria. Se formează o echipă de 18 persoane, coordonată de Velu Călușer, ofițer de contrainformații. Cătușile au fost puse generalului Velicu Mihalea, iar Constantin Nuț a fost legat cu coreaua de la proprii pantaloni. Nu au opus rezistență. Nuț a cerut să ia legătura cu armata. Au fost duși apoi la Deva, iar mai departe, nu știu ce s-a întâmplat, povestea ofițerul care a coordonat arestarea, Velu Călușer, într-un interviu acordat ziarului Replica în 2008. De la Deva se raportează prinderea celor doi. Constantin Nuță și Velicu Mihalea sunt duși la unitatea militară 0-17-19 din același oraș, unde primesc permisiunea să dea un telefon. Generalul Nuță vorbește câteva minute cu generalul Mihai Chițac, cel care, în urma convorbirii, le sfătuiește pe cei de la unitatea militară să elibereze pe cei doi. Între timp însă de la București sosiseră alte ordine. Nuță și Mihalea rămân în arest, unde își vor petrece ultimele ore ale vieții. Sibiu, 23 decembrie 1989, locotenent colonelul Nicolae Tudor este consemnat în cazarma unității militare 0-19-89. Era pilot de elicopter, considerat de către toți colegii săi drept cel mai bun din întreaga zonă. În dimineața de 23 decembrie 1989, locotenent colonelul Nicolae Tudor primise ordin să tragă asupra hotelului Continental din Sibiu, unde fusese informat că s-ar ascunde teroriști. Nicolae Tudor urcă la bordul elicopterului care decolează de la Sibiu la ora 17:08, la plecare știe atât, urmează să preia două persoane și să se reîntoarcă la Sibiu. Cei doi erau chiar generalii Constantin Nuță și Velicu Mihalea, iar locotenent colonel Tudor pornea fără să știe în ultimul său zbor, zborul spre moarte.